Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la ultima ediție a Caravanei, la finalul de proiect pe care vi l-am propus, la finalul acestui maraton jurnalistic, așa cum l-am numit noi, în care am încercat să vă informăm despre realitățile concrete din teritoriul dobrogean. Zone rurale, sate sau comune, zone urbane, aceste orașe pe care noi le-am vizitat, în care am încercat să vedem problemele oamenilor, să promovăm lucrurile bune, să promovăm valoarea, au fost obiectul acestui demers, așa cum spuneam mai devreme, un demers care s-a derulat pe parcursul a 40 de ediții. Astăzi am ales să invităm scriitorii constanțeni, scriitorii care, iată, reprezintă Dobrogea, scriitorii care, până la urmă urmei, pot să facă cinste întregului spațiu cultural românesc, să vorbim despre Uniunea, despre, de fapt, despre filiala Uniunii Scriitorilor din România, să vorbim despre problemele lor, să vorbim despre provocările lor și, evident, despre toate elementele care configurează spațiul cultural dobrogean. O să încercăm să vă prezentăm reprezentanții acestei organizații, dacă vreți, organizație până la urmă urmei culturală și filiala Dobrogea, filiala care are aici sediul la Constanța, va încerca să ne propună proiectele culturale pe care le gândește și pe care le propune până la urmă urmei viitorului. Bună ziua, vă spun și eu, mi-aduc aminte că undeva, cred că în primăvara anului trecut, în timpul unei caravane, un director de teatru reproșa cumva presei locale că nu mai există jurnaliști care să facă recenzii culturale, că s-a pierdut, mă rog, această preocupare a presei locale sau centrale pentru ceea ce înseamnă cultură. Noi reproșam la rândul nostru, noi presa, că nu prea există nici cultură în Constanța, ca să ai ce reflecta zi de zi în paginile unui cotidian. Tocmai de aceea vrem să vedem acum, sub un nou mandat, ce își propune Uniunea Scriitorilor Filiala Dobrogea și din acest punct de vedere al vizibilității, pentru că spunea președintele recent ales că tinerii vor fi celula de bază a marketingului Uniunii Scriitorilor Filiala Dobrogea. Dați-mi voie să vă prezint invitații prezenți astăzi în sălile minunate ale Muzeului de Artă și mulțumim încă o dată doamnei Păuleanu pentru sprijinul acordat. Angelo Mitchievici, președintele Uniunii Scriitorilor Filiala Dobrogea, noul președinte. Bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi. O să vă rugăm să folosiți microfonul. Bună ziua încă o dată, sunt bucuros să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Iulia Pană, poetă, jurnalistă, scriitoare, chiar și de teatru. Ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi. Bun venit, doamna Pană. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Zuli Mustafa, colega noastră din Litoral TV, producătoarea de fapt acestei emisiuni. Noi am discutat mai de mult despre ideea de a ne întâlni și cu scriitorii din Dobrogea. Astăzi a trecut de partea cealaltă a baricadei și ne bucurăm să o prezentăm, să vă prezentăm astăzi în calitate de scriitor. Bun venit, Zuli. Bun găsit telespectatorilor Litoral TV și mai ales celor care au rămas fideli caravanei Litoral TV. Este într-adevăr ultima ediție și pe planul nostru nu puteam să trecem peste întâlnirea cu scriitorii dobrogeni, scriitori de care eu sunt foarte atașată din mult mai multe puncte de vedere. Nu am vrut să fiu printre invitații acestei caravane, am vrut să fiu omul din umbră, ca de fiecare dată. Dar, iată, acum sunt în dublă postură, cea de producător pentru acestei caravane și de scriitor. O să vedem. Va fi o întâlnire destul de interesantă. Suntem curioși cu toții și cred că și telespectatorii sunt curioși. Chiar dacă se vociferează așa peste tot că nu mai există cultură, că nu se mai citește, eu nu cred asta. Depinde în ce medii vă învârtiți, cu ce fel de oameni stați de vorbă și o să vă demonstrăm pas cu pas și cu invitații noștri din această caravană
că există cultură în Constanța, că există oameni de cultură în Constanța, că există intelectuali de marcă și că aceștia sunt tot timpul orientați către descoperirea valorilor, către aducerea tinerilor aproape de cărți, pentru că dacă n-ar fi fost așa, nu ar fi scris aceste cărți, nu s-ar fi zbătut în jungla aceasta editorială, pentru că asta este realitatea, da, și trebuie să o acceptăm. Din punctul meu de vedere, scriitorii sunt niște luptători, nu numai ai cuvintelor, acolo... Omul de rând, oameni de rând suntem și noi, dar omul care nu se zbate cu literele are cumva impresia că scriitorii intelectualii stau așa în birourile lor și nu fac absolut nimic decât să scrie și trăiesc în lumea lor. O să vedeți că nu este chiar așa. O să încercăm, da. De fapt o să va trebui să încercați dumneavoastră să ne convingeți că arta poate să dea un nou sens vieții. Mergem mai departe și îi mulțumim de asemenea pentru prezență domnului Ovidiu Dunăreanu. La naștere a primit numele Ovidiu, prenumele Ovidiu, numele era Petcu, dar probabil că copilăria și adolescența pe care le-a petrecut pe malul Dunării a adus și pseudonimul literar Ovidiu Dunăreanu, așa cum îl cunoașteți dumneavoastră. Bună ziua, bun venit, domnule Dunăreanu! Vă mulțumesc foarte mult! Iată că la un an de când am venit în emisiunea dumneavoastră, dacă vă mai amintiți, și o emisiune excelentă, urmăresc postul dumneavoastră de televiziune, care are o deschidere specială pentru valorile și intelectualii Constanței. Chestiunea aceea cu Dunăreanu este de altă nuanță. Pseudonimul acesta mi l-a pus Ștefan Bănulescu și Sânziana Pop, în clipa în care am debutat în 1970, în ianuarie, în revista Luceafărul, pe care ei o construiau și o conduceau. Bun, și n-are legătură cu copilăria petrecută? Are legătură, pentru că textele mele veneau din spațiul acela al Dunării de Jos, zona asta de sud-vest a Dobrogei, iar Bănulescu venea de dincolo de spațiul acesta, din Bărăgan, de la Făcăieni, și a fost încântat să dea peste încă un om care lucra cu elementele lui ficționale. Am înțeles. Avem plăcerea să-l avem în această zi la Caravana LTV și pe Sorin Roșca, poet și reporter. Mă bucur că lucrat sau că v-ați învârtit și lumea presei, pentru că poate e cea mai frumoasă meserie din lume. Ați fost coleg de debut, nu în același an, dar la aceeași revistă Tomisca și doamna Iulia Pană la un moment dat. Bun venit, da. Doamna Roșca! Bună ziua telespectatorilor, iată că și eu sunt a doua oară într-o emisiune a Litoral TV, anul trecut am participat la o emisiune foarte frumoasă. Despre pseudonimul Sorin Roșca, că tot a venit vorba de pseudonime, da. Mie mi l-a ales nașul meu literar, ca să spun așa, este Alex Ștefănescu, care lucra în 1973 ca redactor la revista Tomis, unde peste ani, deci din anul 2000, am lucrat și eu vreo 13 ani alături de Ovidiu, alături de alți prieteni ai noștri, unii mai sunt aici, unul la Bacău, unii pe la București. Alex Ștefănescu a vrut să mă departajeze de Sorin Roșca de la București. Și făcând amândoi parte din cenaclul tinerilor scriitori, ne-a prins într-o reuniune festivă așa la București, la hotelul la restaurantul hotelului Berlin în București. Și ne-a pus față în față Sorin Roșca de la Constanța, Sorin Roșca de la București. Și acum, ci că e momentul să vă departajați, pentru că pe Sorin Roșca de la București îl felicită cititorii pentru poeziile lui, pe Sorin Roșca de la Constanța pentru editoriale, pentru publicate în Scânteia Tineretului. Și atunci Sorin Roșca de la București a spus: măi, eu am avut un bunic pe care îl chema Stănescu, uite, chiar de mâine încep să semnez Sorin Roșca Stănescu. Și de atunci ne-am departajat. Asta a fost povestea. Interesantă povestioara.
Te rog, Silviu. Bun regăsit, vă spun și eu de aici, de la Muzeul de Artă Constanța. Benachi a trezit puțină nostalgie atunci când a spus că va fi ultima emisiune a Caravanei Litoral TV, dar vă promitem că maratonul acesta jurnalistic și informația județului va ajunge în casele noastre în fiecare zi prin programele Litoral TV. Eu sunt aici pentru a pune întrebări la obiect. Nu sunt un fan al literaturii, mai mult al economiei, după cum bine știți, însă m-ar interesa foarte mult și în acest moment îl voi întreba pe domnul Mitkevici, președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Dobrogea, care este cadrul legislativ în care își desfășoară activitatea această Uniune a Scriitorilor, cui este subordonată și dacă toți scriitorii pot face parte din această organizație. Mă bucur că nu mi-a spus o întrebare strict pe economie, n-aș fi știut să vă răspund. Să vă întreb și cât scoate profit un scriitor, dar puțin mai târziu. O să fiți impresionat de răspuns, vă asigur. Există un cadru legislativ, bineînțeles, există un statut al Uniunii Scriitorilor, filiala, cum și sună de altfel, suntem afiliați de fapt unui organism central care și are sediul la București, pe Calea Victoriei numărul 133, acolo este sediul Uniunii Scriitorilor din România. Sunt o serie de filiale, nu în fiecare oraș, în general în orașele mari, este și normal să fie așa, și una dintre aceste filiale suntem și noi. Există un statut al Uniunii Scriitorilor pe care fiecare din membrii acestei asociații, este o asociație profesională, cum bine știți, dacă vreți să merg într-un amănunt, ca să spunem așa, vulgarizator, e chiar o formă de sindicat, dar care omologhează membrii săi prin calități care nu țin de, ca să spunem așa, de, doar de serviciu, țin de un domeniu vocațional. Adică există o anumită omologare valorică a scriitorilor, există anumite condiții pe care le solicită intrarea, admiterea în Uniunea Scriitorilor și sigur că un scriitor trebuie să respecte există lucrurile care țin de statut. Există o comisie care acordă un calificativ. Există mai multe comisii în cadrul USR. Una este o comisie care analizează dosarele celor care doresc să intre în Uniunea Scriitorilor și există un regulament. Dacă doriți, în trei cuvinte vi-l pot spune, sunt necesare trei cărți. Legătura cu Ministerul cărți. Culturii care este? Legătura cu Ministerul Culturii este una care ține într-adevăr de economie și anume de fonduri pentru apariția revistelor afiliate USR, care apar sub egida USR. Are, să spunem așa, un oarecare avantaj. Pe primul loc este România Literară, dar sunt și o serie de alte reviste, printre care și revista Exponto. Aici este un exemplar, poate domnul Roșca arată. Vă întrebam de legătura cu Ministerul Culturii, pentru că nu știu cum v-ați descurcat lunile acestea. Ministrul al Culturii, nu prea știm nici noi cine mai este. V-a influențat în vreun fel negativ aspectul acesta politic chiar? Sunt două chestiuni. Una o să ține de o anumită dimensiune anecdotică și nu aș elimina-o pentru că face parte din existența noastră și ține de dimensiunea culturală în România. În primul rând, cum bine știți, scriitorii care au depășit, care sunt pensionari, primesc 50% din quantumul pensiei în plus pentru limita de vârstă. Deci este un avantaj, un bun câștigat de către USR și de către conducerea USR, care de ce să nu spunem pentru oameni care într-adevăr construiesc un profil cultural României de astăzi, mi se pare un lucru elementar, ca să spunem așa. Nu sunt sume, sunt sume foarte modeste, ca să spun așa. Faptul anecdotic este că un ministru la care domnul Nicolae Manolescu s-a dus să solicite fonduri pentru revistele afiliate USR, a spus că practic aceste reviste nu sunt citite de nimeni, din punctul lui de vedere, că ele nu trebuie finanțate și că nu vede rațiunea de a finanța lucruri care apar într-un complet anonimat. Este o modalitate de a înțelege
valoarea unei literaturi, care, din punctul meu de vedere, anihilează, de fapt, literatura. O astfel de situație, o astfel de anecdotă explică de ce suntem de foarte multe ori în situații critice. Domnul președinte, haideți să facem această discuție pe plan local, pentru că domnul Manolescu e președinte la București, dumneavoastră sunteți președinte la Constanța. Cred că e momentul să discutăm despre condiția președintelui Uniunii Scriitorilor, apropo de ce ați povestit, și care este relația dumneavoastră ca președinte cu cei care se ocupă aici pe plan local de ceea ce înseamnă cultură și de susținerea, finanțarea ei și așa mai departe. Plecând de la ce ați povestit, discuția dintre domnul Manolescu și acel domn ministru. Da, trebuie să știți că, în primul rând, că această asociație profesională este una non-profit, că nu există niciun fel de indemnizație pentru președinte și pentru nimeni altcineva din această asociație, în afară de cea menționată, acel adaus la pensie. Este foarte greu să întreții o relație cu, să spunem așa, autoritățile în măsură să ajute literatura și fenomenul literar și, în general, cultura, atunci când sub conducerea acestor autorități dispare una dintre cele mai importante reviste din Constanța și mă refer la revista Tomis. Da? O revistă mai veche decât Exponto și, în mod evident, prestigioasă și care a scris o istorie pentru cultura din spațiul dobrogean și nu numai cel constanțean. Asta este o problemă pe care cred că nu are numai USR, ci o au și alte organizații profesionale culturale, cum este Uniunea Artiștilor Plastici. Cred că, de fapt, Uniunea se susține prin propriile ei mijloace și modalitatea de a o finanța rămâne cea a finanțărilor din sponsorizare. Nu avem o relație, din păcate, cu Consiliul Județean și, în genere, din păcate, atenția care este acordată fenomenului cultural, cum bine știți, este una foarte mică spre zero. Bun, și atunci ce vă va rămâne de făcut? Nu suntem acum în măsură să facem o radiografie a mandatului dumneavoastră, sunteți abia la început, dar spuneați că ați candidat pentru că vă doriți să faceți niște lucruri pentru această filială. Cum veți reuși? Există alte modalități decât finanțările care pot veni de la Consiliul Județean. Prin intermediul relațiilor personale există forme de mecenat, nu le-am inventat noi, astfel încât să putem finanța proiecte mai mari sau mai mici. Căutăm sponsorizare în continuare, vom beneficia de sponsorizare pentru premiile Uniunii Scriitorilor și o soluție ar fi, de fapt, într-o colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanța, sunt cadru didactic acolo, care poate acoperi o parte din cheltuieli în cadrul unui proiect ceva mai larg. Sigur, nu pe toate. Nici universitatea nu poate face acest efort financiar până la capăt și intenția mea a fost cam la 2 ani de zile să putem avea un festival de poezie. Nu va fi anul acesta. Sau de literatură. Poezie și literatură. Deci... poezie. Vă spun de ce nu proză. Un prozator foarte bun și 2 poeți. Pentru că poezia are avantajul prin dimensiuni și prin un anumit tip de expresivitate, are un avantaj scenic. Și poți aduce mai mulți poeți. Oamenii nu au răbdare să ascultă o bucată de proză. Proza, în general, este nu pentru lectură cu voce tare, ci pentru o lectură interioară. Chit că în secolul XVIII lectura de proză se făcea cu voce tare, dar s-au schimbat puțin reflexele noastre mentalitare. Sigur, plecând de la ce spuneam mai devreme, Angelo, vis-a-vis de literatură, de cărți, eu, spre deosebire de Silviu, care spunea că nu e pasionat de literatură, eu sunt pasionat, iubesc cărțile, pentru că dacă ai o pasiune trebuie să și iubești și aici, discutând de proză, de literatură, de poezie, vreau acum să revenim la discuția despre filiala Uniunii Scriitorilor, filiala de la Constanța de aici, care reprezintă Dobrogea, și le întreb pe domnul Dunăreanu care este vizibilitatea filialei, care ar fi
problemele, să spunem, de, dincolo de acele probleme financiare pe care le discutam mai devreme, și modul în care reprezentativitatea aceasta pune în valoare Dobrogea. Domnule Dunăreanu. Toate problemele acestea se leagă între ele, dar înainte să vă răspund la întrebare, vreau să aduc o ușoară completare la ce a spus Angelo Mitkiewicz. În deceniul trecut eu am stat 9 ani de zile ca reprezentant al filialei în comitetul de la București, în Consiliul Uniunii Scriitorilor, dintre care 5 ani ca președinte în mandatul, primul mandat al domnului Nicolae Manolescu. Nicolae Manolescu a făcut un gest extraordinar. A venit și a făcut un nou statut, mai suplu, care poate permite chiar alegerea președintelui de către toți membrii Uniunii Scriitorilor. A scos stufoșenia aceea care amintea de statutul vechi din perioada comunistă. L-a curățat de tot balastul. L-a igienizat, l-a luminat într-un fel. Acolo, în acest statut, este condiția aceasta de a fi primit în Uniunea Scriitorilor, exact cum ați întrebat dumneavoastră mai devreme. Este un organism la care se depun dosarele din partea filialei. Deci drumul este o primă selecție făcută de Comitetul Filialei. Dosarele sunt înaintate la București Comisiei de Validare, din care fac parte 11, 9, nu mai știu cât sunt acum. Critici literari, oameni care cunosc literatura la zi și știu, iau pulsul celor care scriu, dar această comisie face propuneri. Cel care le validează în final este Consiliul Uniunii Scriitorilor în plen. Au fost oameni care au trecut de comisie, dar Consiliul nu le-a validat numele pentru a face parte din Uniunea Scriitorilor. Legat de condiția președintelui. Domnilor, un președinte, din clipa în care ajunge la 60 de scriitori să-i reprezinte, trebuie să aibă o conduită extraordinară, să fie una specială. În primul rând că acest om se pune în slujba celor 60 de colegi și va trebui să lupte pentru vizibilitatea lor, pentru prosperitatea filialei. El va trebui să fie un altruist. Noi nu am avut și nu avem nevoie în continuare în fruntea scriitorilor, care sunt persoane dificile, greu de convins, greu de condus, greu de mulțumit. Nu, îți spun ce se întâmplă. Un președinte trebuie să fie un om de caracter, un om de cuvânt, un om punctual, un om care să știe să se dăruiască pe sine celorlalți. Egoismele, lucrurile de acestea, egocentrismele, nu-și au loc. Domnule Dunăreanu, am o curiozitate. Dacă un scriitor, pe parcursul vieții sale literare, își schimbă stilul, se răzvrătește, poate fi exclus din Uniune? Dragul meu, exclus din Uniune ești numai pentru chestiuni de imoralitate scriitoricească. Adică, dai cu noroi în breasla din care faci parte, nejustificat, fără argumente, plagiezi cărțile unor colegi fără să le citezi, fără le furi pur și simplu, furtul și lucrurile de genul acesta, aduc comisia de... Este o comisie specială la Uniunea Scriitorilor. Comisia de etică, care primește din partea filialelor o propunere de excludere. Excluderile sunt foarte rare și sunt numai în cazuri extreme. A fost un membru al filialei din Craiova, mi se pare, exclus la ultima ședință pe care ați avut-o, pentru că omul acesta a vorbit îngrozitor despre conducerea Uniunii Scriitorilor, despre membrii colegiului de acolo. Și despre Uniune în general. L-au propus, Comisia de Etică a făcut demersurile necesare pentru Consiliu. Numai Consiliu este cel care aprobă. Domnul Dunăreanu, dar scriitorii n-au un soi de imunitate când vine vorba de breazlă? Sau până unde merge această imunitate, dacă ea ar exista în interiorul brezlei? Poate să răspundă oricine dintre dumneavoastră. Sorin, te rog.
cred că imunitatea unui scriitor este dată de valoarea lui. De exemplu, luăm un exemplu, dacă Mario Vargas Llosa ar adresa, eu știu, mai în glumă, mai în serios, câteva cuvinte așa mai rele, să spunem, unui coleg sau unui superior al lui din cadrul scriitoricesc columbian sau internațional, i s-ar ierta cu siguranță. Deci valoarea lui conferă imunitate. La fel un laureat al premiului Nobel față de un scriitor oarecare. El sigur că are o imunitate. Scriitorii nu beneficiază de acea imunitate pe care de care beneficiază oamenii politici, să zicem parlamentari României. Vedeți, până la un moment dat sunt adevărate scene chiar comice în ședințele Parlamentului privind imunitatea uneia sau altuia. Noi însă ne ocupăm de scris, ne ocupăm de ceea ce este frumos, de ceea ce dorim să lumineze în continuare spațiul literaturii românii, spațiul cultural românesc. Domnul Dureanu, să continuăm cu vizibilitatea și cu probleme, provocări. Vizibilitate. Sunt două aspecte aici. Odată este vizibilitatea fiecărui autor pe care el și-o realizează prin cărțile scrise și prin demersurile de a se apropia de librării, de comunități, de a-și prezenta cartea. Și a doua vizibilitate este cea pe care filiala îl ajută, i-o face. Este o vizibilitate colectivă la un moment dat, pentru că filiala a publicat niște cărți cu majoritatea autorilor despre majoritatea autorilor și eu chiar le am aici. Este prima cronicar la Pont. Să prezentăm la cameră. Sunt scriitor de la Tomis. Este un dicționar. Al doilea este o reluare a aceluiași dicționar. Acesta scriitor de la Tomis într-o altă perioadă. Da. La împlinirea a 10 ani de existența filialei, am scos acest album cu imagini și cu biobibliografiile autorilor, dar și cu un autograf al lor. Condițiile n-au fost cele mai bune, dar ele sunt cărți care rămân acolo la bibliotecă. Vizibilitatea este foarte importantă pentru această comunitate scriitoricească. Prin vizibilitate, ea se impune în cadrul comunității pe care o reprezintă. Altfel, nemișcându-te, rămâi acolo într-un anonimat. Oamenii nu te cunosc. Care este demersul tău? Să-ți scrii cărțile, să le publici și nu să stai cu ele acasă. Domnule, ci pur și simplu să le duci la public, la cititor. Spuneți. Mă scuzați că vă întrerup. Am întâlnit scriitori, dacă pot, fără să nominalizez, care credeau că scriind literatură vor intra într-un fel de showbiz. Unde începe marketingul personal al scriitorului și al Uniunii din care face parte, din momentul în care se termină de scris cartea respectivă? Da, sunt lucruri, mai ales în momentele acestea de tranziție, care au fost, de ce să nu spunem, defavorizante pentru scriitori. Sunt scriitori care își iau singuri pe cont propriu prezentarea cărților, contracte cu difuzorii de carte. Închipuiți-vă că din tot acest demers, scriitorul nu are mai aproape nimic de câștigat, ci această vizibilitate și bucuria că volumul lui de versuri, cartea de proză, de eseuri, ajunge în mâna unui cititor. Și plecând de aici, domnule Dumnezeu, nu vreau să vă provoc acum pe toți, după ce vă terminați noastră ideea. Voiam să continui. Vă rog, continuați-vă ideea. Legat și după de ce poate face filiala. Filiala are o altă deschidere. Filiala te propune să participi la niște întâlniri internaționale prin Uniunea Scriitorilor, la întâlniri din spațiu național. Să concurezi? Să concurezi. Cu alte producții. Poate propune și la premiul Nobel. Filiala nu, Uniunea Scriitorilor. Uniunea Scriitorilor. Acolo e o problemă cu asta. De ce, domnul Varujan, este o problemă ca propunere? Domnul Mircea Cărtărescu s-au păstrat propunerile pentru anul acesta? Patru propuneri? Da. Nu știu dacă s-au păstrat. Ceea ce vă pot spune însă este că, într-adevăr, Mircea Cărtărescu e vizat pe un termen, a zice eu, foarte lung și are șanse reale să obțină premiul Nobel.
Acest lucru ține de foarte, foarte mulți factori, inclusiv de o politică, ca să spunem așa, culturală pe care o face fiecare țară în parte, dar și scriitorul deopotrivă atunci când participă la diverse evenimente, iar cărțile sale, cu cât sunt mai traduse într-un spațiu internațional, cu atât cresc șansele scriitorului respectiv. Dar pentru că ați vorbit de vizibilitate, spune pe scurt două cuvinte, legând-o puțin de imunitate. Vizibilitate înseamnă, din punctul meu de vedere, cel puțin două lucruri. Înseamnă odată o validare în cadrul Breslei. Iar această validare poartă un nume, se numește critică literară. De o carte despre care nu se scrie, este o carte care pălește de foarte multe ori în memoria nu numai a confraților scriitori, dar și în memoria, atât cât există în această memorie colectivă a publicului. Există o diferență între cărțile de poezie și cărțile de proză aici. În România și nu numai, există o altă circulație, un alt traseu în cazul cărților de poezie. Un traseu care urmează, ca să spunem așa, filiere, a zice uneori, din aproape în aproape, din blog în blog, ca să nu spun din bloc în bloc, din Facebook în Facebook. Deci e o întreagă rețea de, aș zice între ghilimele, socializare poetică, și cartea trebuie să circule nu numai în mediul poeților, dar și a celor interesați de poezie. Există mai multe festivaluri de poezie, există mai multe întâlniri, există un mediu comunicațional mult mai avantajos în cazul poeziei. De multe ori scriitorul trebuie să meargă cu această carte și să joace această carte la propriu și la figurat, în sensul de a citi poezie, a citi în cadrul unor festivaluri unde este invitat. Deci marketingul în privința aceasta e mult mai direct și mai practic, cumva. I-a cerut o mână de ajutor doamnei Pana, apropo de marketing, pentru că dânsa a îmbinat și marketingul și dânsa publicitatea a reușit cu, să facă acest poezia, lucru, da? Și o bună dovadă că, din păcate, scriitorul trebuie să asume roluri care altă dată, să zicem, nu l-ar fi preocupat, neavând un... să spunem așa, un mediator. Uniunea poate să propună atenție o carte prin câteva lansări. Eu însumi am participat la câteva lansări unde am vorbit despre cărți. Dar, dincolo de aceasta, din păcate, scriitorul la rândul lui trebuie să devină puțin măcar un om de marketing cu propriile sale cărți. Să le reprezintă. Oamenii vor, de exemplu, în cazul poeziei, vă spun, oamenii vor să-l vadă pe poet citind, el să citească, vocea lui să se audă, el să fie prezent. Este în Franța ceea ce se cheamă lire en fête. Mici întâlniri cu 20-30 de oameni în librării organizate. Deci nu acele mase de cititori săli pline. Se întâmplă acest lucru și în România. Astfel de puncte unde scriitorul într-un spațiu mult mai intim, neconvențional, citește și îi sunt puse întrebări și vin oameni foarte diferiți, unii admiratori, alții doar curioși. Deci lucrurile necesită marketizarea, e o operațiune foarte dificilă care se construiește pas cu pas, v-am spus, prin toate mijloacele mediatice. Suntem altfel conectați în secolul acesta. Înainte de a-i da cuvântul și doamnei Pană, mai opriți puțin microfonul. Apropo de ce vă întreba Silviu, ați avut ocazia să îl cunoașteți îndeaproape pe Mircea Cărtărescu. Ascultându-vă, mă gândeam că sunteți puțin subiectiv. V-aș întreba totuși pentru celul care i-ați oferi premiul Nobel lui Cărtărescu. Nu îl pot conferi eu l-aș conferi imediat. Dacă ați putea, pentru ce lucrare i-ați da premiul Nobel? A fost genial, Corbitor. Vreau să știu ce v-a plăcut dumneavoastră cel mai mult, cunoscându-l și ca om foarte îndeaproape. Da. Trebuie să menționez că a fost cel care ne-a debutat într-o antologie, în cadrul Cenaclului pe care l-a ținut. Noi am fost al doilea grup de scriitori pe care Mircea Cărtărescu i-a debutat, pe primii în Tablou de Familie, pe noi în Ferestre 98. A fost mult timp în preajma lui. Vă spune câteva lucruri, așa, poate cu un enunț mult prea scurt. E un om care și-a devotat întreaga existență de la... cu toate celulele firii literaturii,
Este unul care, un scriitor care a citit imens și a citit literatura română cum nu cred că alții au mai citit-o. Și o spun pentru că am făcut un seminar cu Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu îi cita și pe poeții mărunți cu toate volumele. Deci e un erudit, în, cel puțin în materie de poezie, dacă nu și de proză, este un erudit în privința asta. În primul rând, un mare cititor. În al doilea rând, literatura sa urmează o serie de principii, tinde să acopere pas cu pas, este ca unul dintre acele proiecte ale pașoptiștilor, dar neduse la capăt. Heliade Rădulescu, de a scrie mari poeme, extrem de ample, de a construi istorii fabuloase, proiecte aproape imposibile. Mircea Cărtărescu nu numai că s-a impus ca poet, după aceea a început să construiască în domeniul prozei, de la începând cu volumul care întâi a fost publicat sub titlul de Visul și după aceea de Nostalgia. Trilogia care a urmat a demonstrat capacitatea sa pe distanțe foarte mari. Proza de acest tip îți cere suflu, trebuie să ai plămâni pentru ea. Marin Preda spunea chiar, ca să vă spun, chiar pe șteau, trebuie să ai curtare dacă ești prozator, că stai foarte mult pe scaun ca să scrii. Trebuie să ai o răbdare îngerească. Și plus, Cărtărescu își gândește literatura. Este unul dintre scriitorii care construiește foarte lucid ceea ce scrie, ca pe o rețea, ca un sistem, ca pe o pânză de păianjen, ca pe o construcție fractalică. Pune în fiecare pătrățele, adaugă, totul este conform unui plan. Dacă ești foarte atent, lucrul acesta îl împotriza. E cumva matematic, da. De altfel, cheia, dacă vreți o cheie de lectură a lui Mircea Cărtărescu ca scriitor, o găsiți în Ruletistul. Și a spune doar două lucruri, foarte pe scurt. Vă rog. Trebuie să transformi, practic, toate punctele tale slabe în puncte tari, să nu lași nimic din ceea ce ține de intimitatea ta neexplorat și să o investești, să o sublimezi în artă, chiar dacă lucrul acesta te expune, te face extrem de vulnerabil. Și în altă ordine de idei, cumva, deci asta trebuie să joci cumva împotriva ta în felul acesta. Și un scriitor mare este un scriitor care merge până la capăt, până la al șaselea glonț de revolver. Nu rămâne, riscă absolut totul. De asta Cărtărescu e un scriitor mare. A riscat totul pe cărțile lui. Înainte de pauză o să vrem să vorbim și cu doamnele și vă rog să-i dați microfonul Iuliei Pană. În general, viața femeilor presupune mai multe constrângeri decât cea a bărbaților. Se întâmplă acest lucru și în lumea literară și este întrebare la care o să vreau să răspundă și Zuli. Da. După Laudatio Cărtărescu mi-e cam greu să vorbesc acum. V-am văzut că zâmbeați la un moment dat. Da, zâmbeam pentru că, într-adevăr, eu am fost într-o rezidență literară de curând în Statele Unite și printre cărțile găsite acolo era și cartea lui Cărtărescu, era Orbitor în traducere. Orbitor, da. Poate că acesta este și elementul care face să aibă șanse Cărtărescu la Premiul Nobel, pentru că este tradus și este vizibil și în altă parte decât în România. Despre femeia care scrie, ce să vă spun? E deja puțin vetust, pentru că noua generație de femei care scriu sunt foarte focusate și foarte bine pregătite pentru meseria de scriitor. Marketingul pe care spuneați că l-am făcut, marketingul literar, a venit așa, fără să mă gândesc prea mult. Eu am intrat în Uniune în 1999 și am fost atât de onorată de acest lucru, pentru că mă învârteam în jurul oamenilor de la revista Tomis, chiar am lucrat la revista Tomis o perioadă bună, în etape, și în momentul în care citești un autor când ești copil și apoi stai lângă el și devii coleg, da, de revistă, de filială, lucrurile se schimbă. Dar cu timpul am observat că e greu într-o filială sau de fapt într-o asociație creativă cum este filiala să dezvolți marketing, pentru că sunt poeții, scriitori în general sunt firi extrem de diferite și orgolii și de fiecare dată când încercai să faci un lucru bun, cineva trebuia să spună că nu e bine. Am încercat atunci câteva evenimente care chiar s-au materializat. Mi-amintesc cu bucurie că am adus-o pe Angela Marinescu la Constanța, pe Ion Hobana, pe mulți, mulți alți scriitori, într-o nebunie din asta tinerească. Între timp am mai obosit.
E adevărat că încercăm să facem în mediul paralel filialei alte evenimente prin care să ne, nu neapărat să ne, să devenim mai vizibili, mai vizibili noi ca scriitori, ci să aducem și alți scriitori în această zonă, pentru că, așa cum spuneai, ne întrebăm de ce nu aveți ce să scrieți despre cultură. Ei bine, să știți că se întâmplă foarte multe lucruri, dar depinde de promovarea lor. Și dacă, să spunem, nu ești atât de adaptat noului și nu folosești Facebook-ul și nu ești tot timpul prezent în nodul informațional, s-ar putea să pierzi, să spunem, o întâlnire. Am revenit, dragi prieteni, în acest univers al literaturii, într-un cadru special, Muzeul de Art Constanța, alături de noi invitații de seamă din literatura constanțeană și nu numai, doamna Iulia Pană, domnul Mincheviç, domnul Sorin Roșca, Ovidiu Dunărean și Zuli Mustafa alături de noi. Revin la discuția cu domnul Sorin Roșca și îl voi întreba acum de ce proză și nu poezie, cum poate o persoană, un scriitor, să se îndrepte, sau de ce să aleagă proza în detrimentul poeziei? Asta ține de formația lui, încă de foarte tânăr. Opțiunea pentru proză ar putea aparține unei personalități robuste. Proza presupune o muncă formidabilă. Eu încerc să duc la capăt un roman și mă chinui de vreo 10 ani de zile cu el și mereu mi se pare că nu e bine pe aici, nu e bine pe acolo. Ca să fii prozator trebuie să ai o putere formidabilă și o disciplină extraordinară a muncii. Pentru că venise vorba puțin mai devreme, un coleg de-al meu spunea de faptul că noi scriitorii suntem priviți ca un fel de inși foarte comozi, foarte simpatici, care când au chef, se așează pe un scaun și încep să scrie. Nu, nu este așa. Un scriitor, de cele mai multe ori, trebuie să rezolve întâi treburile de zi cu zi ale familiei lui. Noi nu facem parte din acea elită care să stea la munte undeva retrași într-un turnuleț de fildeș și să scrie. Noi suntem oameni ai cetății. Noi avem fiecare slujbele noastre, iar faptul că trebuie să ne menținem la un anumit nivel, un nivel care ne-a consacrat în spațiul național al literaturii, aceasta se face cu niște eforturi extraordinare. Sunt multe nopți în care noi nu dormim, finisăm o pagină de proză sau finisăm un vers, un text literar sau pregătim un material pentru revista Exponto, corectăm un manuscris. Deci, revind la problema aceea legată de prozatori și de poeți, Nichita Stănescu spunea că există poeți sau nu există. El desființa acele clasamente, că cel mai mare poet, poetul numărul 2, poetul numărul 7. E bine, nu suntem la tenis de câmp, cum Simona Halep e pe locul 2 în lume. Nu poate fi un poet pe locul 2 sau pe locul 27. El este sau nu este poet? E vorba de har, e vorba de înzestrarea naturală. Până la urmă, te naști poet, nu există școli.
pe timpul comunismului, prin anii 50 și ceva, s-a încercat acea utopică școală de literatură. Noi am avut până de curând la Constanța chiar un cursant al acelei școli, pe regretatul poet Nicolae Motoc. El a fost coleg cu Nicolae Labiș în acea utopică școală de literatură. Acea școală n-a rezistat decât vreun an de zile. Nu se poate preda, nu se poate învăța din banca școlii cum să scrii. Se simte sau că nu naști cu talentul, da? Și îl cultivi. Te naști, este un har primit este de la Dumnezeu, primit de la natură. Firește că în formarea unui scriitor ulterior nașterii sale concurează o mulțime de factori, între care cel mai important este educația pe care o primești, educația culturală pe sigur, care da. O primești în sânul familiei. Dacă de mic copil, pe mine mama m-a învățat să citesc de la 5 ani și ceva. Eu când am la școală, în clasa a întâia, eu deja citisem o mulțime de cărți, între care cărți destul de grele. De pentru complexe. Mine, ca 20.000 de leghe sub mări sau Mesteacă în la alb. 7 ani. Da, la 7 ani. Erau cărți impresionante pentru un copil care abia începea clasa a întâia. Deci, vedeți, mediul cultural în care trăiești, în care te naști, este un factor esențial pentru un scriitor. Urmează apoi o autodisciplină. Foarte mulți dintre colegii noștri scriitori, furați de val sau, eu știu, urmând o cale a destinului lor, au ajuns la București. În foarte scurtă vreme s-au pierdut. Unii chiar au murit. Ce s-a întâmplat? N-au mai făcut față concurenței de acolo? N-au mai făcut față mediului sau și-au pierdut inspirația? Capitala față de provincie, așa zisa provincie, și aici o să vă spună Ovidiu Dunăreanu, el are chiar un eseu foarte interesant legat de acea de centru și de margine. Acolo există anturaje și anturaje, există echipe, există, de exemplu, vărul nevestei mele, regretatul poet Traian Tecoșovei, făcea parte dintr-un grup în care era și Mircea Cărtărescu, era și Florin Iaru, eram alte grupuri, erau așa zise grupuri rivale, de la un cenaclu, de la, eu știu, o grupare chiar motive. Pe cartiere. Da. Sigur. E, de aici începea un fel de scenariu al absurdului, fiecare se concurea și îl vorbea de rău pe celălalt. În provincie, în așa zisa margine, cum suntem noi la Constanța, problemele sunt oarecum mai liniștite. La Constanța se poate scrie în liniște despre orice, poți să fii prieten cu oricine. Eu îl cunosc, unul dintre poeții importanți ai țării acestea, ai României, de multă vreme, este Ion Dragomir, care stă retras la valul lui Traian, are o grădină fabuloasă de vreo 4.000-5.000 de metri, cultivă legume, fructe, stă, scrie, citește și aproape că nu există pentru noi cei de aici de la Constanța decât dacă l-auzim la telefon sau îi citim cărțile. Bun, domnule Rușca, vreau să vă lansez o provocare. Dumneavoastră sunteți poet. Ne vorbeați despre importanța mediului cultural când vine vorba de formarea unui viitor scriitor. Spunea domnul Dunăreanu și domnul președinte Mitkievici că Uniunea Scriitorilor validează valoarea scriitorului. N-ați spus nimic, n-ați vorbit niciunul dintre dumneavoastră despre public. Pentru că așa cum artistul, actorul este dependent de aplauze, dumneavoastră sunteți dependenți de cititorii dumneavoastră. Eu am o întrebare la care vreau să-mi răspundeți sincer. Ați scrie dacă ați ști că aveți 3, ați mai scrie dacă ați ști că aveți 3 cititori? Și vreau să-mi răspundeți sincer. Și pentru că astăzi este 4 septembrie, s-a nimerit, mi-am adus aminte. Astăzi este, ar fi trebuit să-l sărbătorim pe Bacovia. Ce a făcut Uniunea Scriitorilor, filiala Constanța, Dobrogea, pentru a le readuce tinerelor generații, să zicem, aminte de acest poet important pe care ne mărgim să-l studiem în anii... În răspunsul meu o să descoperiți o mare surpriză. În care mergem la școală și atât. Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vă rog.
Singurii care au făcut ceva, poate fără să știe, pentru Bacovia, pentru al sărbători, al readuce în amintirea noastră, da, sunteți dumneavoastră de la postul Litoral TV, pentru că m-ați invitat aici. Poetul Sorin Roșca este născut la Bacău, în același oraș cu Bacovia. Nu v-am întrebat, deci, iată că... George Marinescu, pe numele lui... real. Pseudonimul de Bacovia. Revin, s-a întâmplat să filmăm astăzi când revin la întrebarea dumneavoastră. Sigur că aș scrie. Chiar dacă aș avea 3, 4, 5 cititori. Să nu credeți că... Firește că există orgoliul. Acest diabolic mecanism interior al omului, orgoliul, care s-a manifestat într-un fel la Nichita Stănescu, într-un fel la Adrian Păunescu, într-un fel la Ana Blandiana, într-un fel la Ion Dragomir, că tot am vorbit de el. Sigur că un autor de poezie trăiește altfel momentul lui de glorie când este aclamat de un stadion de 50.000 de spectatori, cazul Cenaclului Flacăra și Adrian Păunescu, da? Și un alt caz ar fi cel al poetului Sorin Roșca, care este aclamat de fiul său, Eduard, și eventual de celălalt, de Gabriel, mai puțin de soție, care pune pe prim plan cu totul alte probleme, dar totuși Sorin Roșca continuă să scrie. De ce? Pentru că aceasta a fost vocația mea, acesta a fost harul meu, acesta a fost... Eu am primit o misiune, probabil, când m-am născut, cânt foarte frumos, am avut expoziții de pictură, chiar am fost lăudat în presa dobrogeană, constanțeană, pentru expozițiile de pictură. Mai multe expoziții am avut, chiar la galeriile de artă, aici alături era o clădire, alături de muzeul de artă, și am avut un subsol întreg cu tablourile mele, eram lăudat prin presă, o mare speranță a artei plastice dobrogene. În acel an, încă adolescent fiind, mi-am pus o întrebare. Până la urmă, ce drum vrei să urmezi tu, Sorin Roșca? Pictură, muzică sau poezie? Probabil că vocația pentru literatură a fost mai puternică. Ați ales poezia. Și am ales poezia și poet. Chiar dacă aș avea chiar și un singur cititor, eu aș continua să scriu. Domnule Dunăreanu, vă rog acum să trecem la cele administrative. Care este relația filialei Dobrogea Unii Scriitorilor din România cu autoritățile locale și cu cele județene? Fie județene Constanța, fie cele de la Tulcea. Mă refer aici la Consiliul Județean, Prefectură, la nivel, să spunem, de județ, și la nivel local, primărie, diferite, dacă se poate spune așa, instituții de cultură, da? Locale. Hai, reiau o idee a lui Angelo și el a spus că se pătrunde mai greu în spațiul acesta al consiliilor care ne coordonează. Cred că, indiferent cine s-ar afla la conducerea Constanței sau a județului Constanța, aceste consilii așteaptă de la noi niște proiecte. În clipa în care le faci, justifici cu ele demersul tău și adresabilitatea în spațiul comunitar, aceste consilii, prin consilierii de la secțiile acestea de cultură, își au deschiderea lor. Eu vreau să spun că în perioada în care am răspuns de filială, dăm cartea aceea lui Cronicar la Pontul Ebusin. Doamne, am realizat cu sprijinul Consiliului Județean, am realizat două lucrări. În primul rând, o lucrare a lui Ion Roșioru, un critic de-al nostru, un foarte bun critic, care publică și în spațiul național comentarii critice. Am scos de aici, de la Constanța, din filială, pentru cititorii din țară, această carte cu cronicile făcute de Ion Roșioru despre cărțile membrilor filialei noastre.
Dincolo de asta, am publicat cu sprijinul Consiliului Județean, și uitați-vă ce carte este de protocol, și a costat bani foarte mulți, această antologie, Țara lui Poseidon, antologie din lirica mării, cu prefață de domnul Angelo Milchievici, cu colaborarea regretatului poet Artur Porumboiu. E o lucrare care a necesitat și tipografic niște elemente tehnice. Ni s-a aprobat în urma unor proiecte pe care le-am propus comisiilor respective. Dacă e să aștepți să vină cei de acolo către tine, nu se va întâmpla niciodată. Sigur, trebuie să deschizi ușile. Să ai acea putere, nu tupeu să spun, ești scos de acolo pe geam, mai intri pe ușă, îți găsești un consilier, îi abordezi din perspectiva aceasta, pentru că trebuie să fim serioși și să înțelegem la modul cel mai serios, aceste consilii rulează fondurile culturale pentru spațiul comunitar. Dincolo de ce poate face filiala, legat de sponsorizările care sunt și de sprijinul pe care vreau și eu să-l remarc încă o dată, acordat de Universitatea Ovidius din Constanța. Ne-a găzduit încă. Mulțumim mult. Noi și încă, eu și cu Angelo suntem colegi acolo. Da. Și ne bucurăm să auzim. Am fost găzduiți de universitate. Filiala este în spațiul acesta al studenților, al tinerilor, al profesorilor, un spațiu academic. Dincolo de aceasta, Universitatea ne-a găzduit încă de pe vremea domnului Ioan Popișteanu, deliberat, fără niciun cost. Sigur, fără niciun cost. La chirie, întreținere și alte lucruri de genul acesta gospodăresc. Deci Universitatea face acțiuni de mecenat cultural, ca să zic așa? Acolo încheiat între Uniunea Scriitorilor și Universitatea, care solicită din partea noastră ca evenimentele să poarte, să se desfășoare deopotrivă sub cele două egide, sub cele două sigle, cea a Universității și cea a Uniunii Scriitorilor. De asemenea, avem la dispoziție o sală a bibliotecii universitare, biblioteca virtuală pentru conferințe și evenimente, și ceea ce este foarte important, avem un sediu extrem de generos pe care l-am obținut și care poate găzdui de asemenea evenimente și e un loc unde ne putem strânge și unde am desfășurat un cenaclu. Dacă îmi permiteți, discutăm despre Universitatea Ovidius, câți scriitori în ultimii 10 ani de acolo plecați din universitate ați remarcat dumneavoastră? Este vreun sclipitor care v-a atras atenția prin calitățile sale? Să știți că scriitorii nu se formează obligatoriu în spațiu universitar. Cum spunea Ovidiu Dunăreanu și cred că și Sorin Roșca, nu există școli care să formeze scriitori, există medii în care scriitorii apar, iar cu cât aceste medii sunt mai dinamizate, cu cât ele sunt mai concurențiale și mai vii, cu atât mai mult există o emulație și posibilitatea să apară un scriitor. Nu cred, aici cred că difer puțin de Sorin Roșca. Bucureștiul a oferit și orice alt oraș o poate face, un mediu de competiție. Competiția în materie de literatură nu este una care se măsoară obligatoriu într-un punctaj, ci este o competiție care ține de emulație. Fiecare îl citește pe celălalt, dorește să demonstreze că este mai bun decât celălalt. Informația circulă, poezia circulă, literatura circulă, au existat turniruri literare de când vremea. Villon a câștigat unul ținut de Ducele de Ghiz, un mecena al vremii lui, un turnir de poezie. Trebuie să completăm că da. n-ar fi corect. Aici am eu de completat o chestie cu toată, să zicem așa, critica care mi se va aduce. Îți facem o diferență clară. Te numești scriitor dacă scrii proză și dacă scrii poezie. În universitate, în schimb, sunt foarte mulți profesori, cercetători, care scriu studii neștiuți de nimeni, publicate în lucrări de specialitate foarte importante, fie medicină, fie chimie, fizică, literatură, sociologie. Deci noi toți scriem, lucrăm acolo, concepem, gândim, dar nu ne putem numi scriitori, pentru că noi nu ne adresăm publicului larg, ci unui public redus, științific, interesat. Aveți notorietate în rând
rândul celor care sunt preocupați de respectiva categorie? Evident că da, că altfel nu te poți duce acolo, n-ai cum, nu intri acolo dacă nu ești cunoscut, nu ajungi cercetător. Eu vreau să pun o altă problemă, dacă îmi permiți. Ce faceți dumneavoastră ca UNE pentru scriitorul autentic, care poate nu este recunoscut pe stradă de oameni? Poate au citit cărțile, dar oamenii nu-l cunosc. În primul rând, lucrul pe care l-am făcut este să particip la o lansare a cărții lui și să scriu despre acea carte. E foarte important unde, pentru că publicul larg nu citește neapărat literatura de specialitate, revista Pontica. Aveți o imagine Pontica. A publicului larg construită probabil pe baza imaginii pe care o dădea cenacul Flacăra. Acel fenomen a dispărut, el este, să zicem așa, caracteristic pentru o anumită perioadă și este un fenomen singular în România. Nu, știți ce mi-aș dori? Există microsocietăți, exact, microsocietăți de lectură, un public sigur. Grupat. Blogul, v-am dat un exemplu, blogul este o astfel de formație, o astfel de microsocietate. Dar nu numai. Poți să mergi într-un liceu. Un liceu iarăși este o microsocietate de posibil audiență. Aici vroiam să ajung, m-aș bucura, mă scuzați că vă întrerup, că alături de culegerile pe care elevii sunt obligați să le cumpere la școală, da? Sau printre ele să se regăsească, de exemplu, Pontica, pe care o editați dumneavoastră. Adică dirigintele sau profesorul de limba română să nu vină doar cu acea culegere, ci să vină și cu Pontica ca material didactic. De ce nu? Înainte de a fi președintele acestei filiale, înainte de a fi președintele acestei filiale, personal am inițiat o serie de conferințe pro bono în licee pe diverse teme legate de literatură și completate uneori și de lansări de carte. E posibil să fie puțin prea târziu, pentru că deja în clasa a 8-a copilul care n-a citit poezie cu plăcere niciodată nu o să o iubească niciodată, să vă spun, pentru că am discutat cu foarte mulți copii de 13-12 ani, ei trebuie mult mai devreme să facă cunoștință cu poezia. E târziu în liceu. Eu nu cred că e târziu în liceu. Cred că este perioada cea mai fertilă pentru cineva care se formează ca poet. Nu cred că cineva se formează ca poet în școala generală, oricât de talentat ar fi. Există poate excepții, dar în Nu, eu nu mă refeream la cei care vor să facă poezie, ci la cei care ar trebui să citească poezie, la cititorul de poezie. Doamna, mai este o chestiune. Noi suntem un număr foarte restrâns. Parte suntem prozatori, parte critici, parte poeți. Există o programă, există niște profesori. Prima datorie pe care o are un profesor este aceea de a inculca dragostea pentru literatură. Dacă nu reușește să facă lucrul acesta, vocația lui, din punctul meu de vedere, merge către un drum al ratării, oricât de inteligent și talentat ar fi. Deci profesorul este prima interfață. Noi răspundem unor invitații, însă nu putem înlocui profesorul la școală. Răspundem unor invitații, mergem, facem evenimente, dar și aceste evenimente sunt în câteva licee. Nu suntem atât de mulți și nu permite spațiul, timpul acordat nouă ca invitați să revenim foarte des. Da, e păcat că nu aveți cum să ajungeți peste există, tot. Există alte mijloace. Există mijloacele pe care le presupune un cenaclu literar, care poate aduna din diverse, dintr-o plajă foarte largă, interesați și personal am inițiat și un cenaclu de literatură comparată, dar care poate aduna încetul cu încetul oameni și din spațiul liceelor. Aș fi mers mult mai departe chiar decât atât. Noastră președinte la Uniunea Scriitorilor Filiala Dobrogea, domnul Manolescu la București, colegii din țară. De ce să nu aveți chiar o intervenție pe ceea ce înseamnă manual de limba și literatura română, ca recomandare, măcar la nivel de recomandare, să-ți Uniunea Scriitorilor. Nu știu dacă ați văzut recent un manual de clasa 7, de exemplu, de limba și literatura română, să vedeți dacă acel copil, după ce îl parcurge, este sau nu pregătit să meargă către poezie, către proză, către critică sau mai știu eu ce vreți dumneavoastră. Să vă mai spun un lucru, e o opinie personală, dar pe care am verificat-o, să zicem, într-un cerc de prieteni și amici. Există un parcurs care ține de școală.
dar adevărata literatură o descoperi în afara manualului și printr-o, cum să spun eu, par hazar și din carte în carte, din prieten în prieten. Multe cărți nu intră, n-au cum să intre în domnul manual. Vreau să completez domnul Dumnezeu. Aventura începe de foarte multe ori când părăsești manualul și există foarte multă literatură bună care nu are... Domnul Mitkievici, nu vreau să intru într-o polemică, îmi cer scuze dacă merg prea departe. Dumneavoastră scrieți pentru o generație care nu reușește să treacă de examenul de bacalaureat. Despre ce vorbim? Nu-i vina scriitorului. Nu e vina scriitorilor, dar pentru cine scrieți? Pentru cei care nu știu să citească sau nu vor citi niciodată ceea ce scrieți dumneavoastră. Adică speram la mai multă implicare, nu din partea Uniunii de la Constanța. La modul general există o Uniune, ar trebui să fie mult mai puternică și să-și pună amprenta și pe ceea ce înseamnă acest proces de educație. Datele din ultimii ani, ați văzut, e din ce în ce... sunt din ce în ce mai dezastruoase. Opinia mea este că sunt două dimensiuni diferite. Dimensiunea, din punctul meu de vedere, zona de învățământ și zona de literatură se intersectează, dar nu sunt superpozabile. E adevărat. Dar cu 18% promovabilitate... Doar acei 18% probabil vă vor cumpăra vreodată cărțile, domnul Michelici. Și că înainte de scriitor, în fața elevului se află un profesor, care scriitorul nu-l poate substitui pe acel profesor, evident, oricât de mult și-ar dori. Nu suntem atât de numeroși. Mi-aș dori să fim mult mai mulți. Și personal vă pot spune, n-am refuzat nicio invitație care mi s-a făcut de a vorbi despre literatură, de a prezenta un coleg într-un liceu sau oriunde. N-am refuzat până acum pe nimeni. Da, eu sunt de acord cu ceea ce spui, în sensul că nu-ți faci o cultură în afara manualului, adică îți faci o cultură în afara manualului pentru că el pune bazele unor competențe, dacă se poate așa, lingvistice și o minimă educație literară, ca un fel de exercițiu. Domnul Dunean, vreau să completați adineaori când vorbea domnul Chievici. Să ajungă un microfon și la doamna Panare, completare. După care, plecând de la această discuție, vreau să discutăm ce promiteam pentru telespectatori, condiția scriitorului de astăzi. Scriitorului din România. Nu v-am răspuns la ce m-ați întrebat dumneavoastră. În primul rând vreau să spun că relația cu universitatea nu trebuie să trecem așa de ușor. Noi avem 5-6 membri ai filialei, ai Uniunii Scriitorilor, care sunt cadre universitare la Ovidius. Mai sunt 3-4 care sunt în filialele de la București. Relația acestor oameni, deschiderea lor în universitate este una specială. Au făcut manifestări în care ne-au invitat la ședințe de lectură, întâlniri cu studenții. Unii din profesori, cum este chiar domnul Mitkievici sau domnul Rotund, Lăcrămioara Berechet, membri ai filialei noastre, au dat ca teme de masterat sau de sfârșit de an teme legate cu lucrări pe autorii filialei noastre. Deci e o relație cu o deschidere maximă. Nu trebuie să-i facem pe toți profesorii și cadrele universitare de la filologie scriitori. Este o utopie, evident, așa ei este. Ei își scriu lucrările pentru grade, pentru alte lucruri. Dacă nu doresc ideea aceasta de a intra în breasla noastră, nimeni nu poate trage de mânecă. Relația filialei cu ce se întâmplă în jurul nostru. Filiala are și a avut o deschidere, chiar și acum, în perioada asta cu Angelo din toamnă, noi suntem prezenți pe lângă grupurile și grupările literare la Megidia. Există gruparea literară din jurul revistei Metamorfoze, condusă de un coleg de-al nostru, profesorul Constantin Miu. La Mangalia, în jurul clubului Artelor Solteris, condusă de o colegă de-a noastră, Emilia Dabu. La Tulcea este o relație specială cu cei care sunt adunați în jurul unei reviste a scriitorilor de la Tulcea. La Slobozia, în jurul revistei Helis, și ne-ar părea bine să putem anul acesta să promovăm câțiva oameni de acolo în rândul membrilor noștri. Filiala nu are numai un areal strict Constanța-Tulcea, filiala Dobrogea. Ea a reușit să integreze autori din spațiul Călărașului, al Ialomiței, am avut membri de la Buzău, avem membri de la Tulcea. Relația asta este o deschidere, un fel de feedback între noi și cei din cercurile și cenaclurile literare. Mai este cenaclul literar de la Cernavodă, Mircea Eliade,
și cenaclurile literare de la liceele importante din Constanța. Domnule Dunăranu, scuze pentru întrerupere. Anul acesta, câți scriitori din Constanța au fost acceptați în cadrul Uniunii? Sunteți formidabil pentru că sunteți un om al cifrelor, veniți din spațiul ăsta economic și am să vă dau un răspuns la fel. Până în prezent, niciunul, pentru că dosarele sunt la București, iar comisia face această evaluare și o comunică o singură dată pe an, în luna octombrie. Așteptăm și noi cu emoție. Dați-mi un nume promițător, cel care v-a marcat așa anul acesta și ați trimis dosarul la București. Da, mi-ați pus o întrebare foarte bună. Eu l-am susținut în fața comitetului filialei pe unul dintre prozatorii care scriu de 40 de ani în spațiul Dobrogei și care și-a văzut, așa cum s-a spus, de viața lui de la școală, iar în ultimii ani este în presa literară, culturală și pe piața librăriilor cu cărți foarte bune. Este vorba de domnul Ioan Florin Stanciu, poet și prozator, care locuiește în comuna Corbu. După luna octombrie vom urmări dacă comisia l-a validat în filial. Bun, am și o întrebare apropo de Uniunea Scriitorilor. Microfonul la Zuli, dacă se poate. Zuli, tu n-ai făcut pasul acesta către Uniune, deși ai o activitate literară de cel puțin 10 ani sau aproape 10 ani. Are nevoie un scriitor de această apartenență, de a fi membru a Uniunii, pentru a se considera scriitor? E o întrebare capcană. Are și nu are nevoie. Adică are nevoie de susținere, bineînțeles, pentru că nu poți să existi singur ca scriitor. Ai nevoie de validare, ai nevoie de public, ai nevoie să știi că scrii și că lucrările tale au ajuns acolo unde trebuie și că au efect asupra sufletelor cititorilor. Un scriitor, de ce să nu recunoaștem, se hrănește din asta. Dar dacă ar fi să răspund foarte dur, foarte aspru, eu nu am orgoliul ăsta al scriitorului, pentru că am avut un parcurs literar foarte aventuros, pe care l-am început la București și nu m-aș fi putut forma ca scriitor dacă nu aș fi început de acolo. Pentru că am trecut aproape prin toate verigile editoriale, de la corectură, la marketing, la distribuție de carte, tot ce a fost nevoie, tot ce implică aducerea pe piața unei cărți, am fost acolo și am vrut să învăț. Iar primele mele cărți au apărut fără numele meu pe ele, pentru că editorul de la vremea respectivă mi-a spus că este un nume foarte greu de ținut minte și nu o să se vândă cartea. Erau cărți educative pentru copii și s-au vândut fiecare, erau 8 cărți educative pentru copii și fiecare s-a vândut în câte 5.000 de exemplare. Dar asta pentru că a fost un aparat de marketing, o mașinărie de marketing care a funcționat în editura respectivă și a fost prima mea lecție pe care am învățat-o. O lecție, la vremea respectivă, am considerat-o de umilință, însă mi-a prins bine, pentru că astfel orgoliile mele de scriitor cred că au fost anihilate din start. Am avut momente când treceam pe lângă cărțile mele și credeam și pur și simplu nu le vedeam ca fiind ale mele, pentru că nici măcar nu era numele meu pe ele. Și apoi așa a început aventura mea literară. Zuli, ai conexiuni în lumea scriitorilor. Spune-te, rog, dacă certificarea de scriitor ți-o conferă adeziunea aceasta la Uniunea Scriitorilor. Ce părere au ei, cei care nu sunt membri încă? Silviu, ca să-ți răspund la întrebare, scriitor te naști, știi cumva de la o vârstă foarte mică, asta vrei să fii și asta vei fi și te vei duce în vâltoarea vieții, iar parcursul tău va fi acela pe care ți-l dorești și vei face tot posibilul să intri în medii literare, să fii un cititor. În primul rând, scriitorul este un foarte mare cititor, un devorator de cărți, pentru că de asta și alege să fie scriitor, nu? Adică cel puțin așa a fost la mine. Dar trebuie să înțeleagă
că nu poate funcționa singur din spatele biroului său, de la calculator, fără public și fără aparatul acesta de marketing care te ajută să ajungi în fața publicului. Iar un editor mi-a spus, eu nu am înțeles la vremea respectivă, dar mi-a spus așa, este, cel mai simplu este să-ți scrii cartea. După aceea urmează greul. Și am înțeles asta abia când am ajuns la al treilea roman al meu, Al treilea călător, când după câteva experiențe cu editorul dinainte, experiențe negative, mi-am zis că ok, marketingul ca marketingul, dar nu poți să minți publicul în așa fel. Și ca să-ți mai spun un lucru, că ai zis la un moment dat că de ce nu este recunoscut scriitorul de oamenii, adică merge pe stradă. Nu cred că ăsta este rolul scriitorului. Scriitorii nu sunt vedete și nici nu se consideră așa. Sunt oameni care muncesc foarte mult, sunt oameni foarte disciplinați. De pildă, eu mă trezesc la 5 dimineața ca să pot să scriu, ca să pot să fiu liberă, apoi să-mi fac slujba în urma căreia îmi plătesc facturile. Dar asta vine de la sine, pentru că știi că trebuie să faci asta. Este datul tău, este forma ta cea mai puternică de exprimare. Și atunci poate să pot veni 7 uniuni scriitoricești la tine, faptul că ești înăuntru și nu faci nimic nu are nicio importanță. Sau faptul că ești membru al Uniunii Scriitorilor, dar tu de fapt n-ai mai scris de 10 ani, nu are nicio relevanță. Dar eu aici vreau să spun că este foarte important să fii în mijlocul scriitorilor, pentru că fără a ne sprijini unii pe alții, n-am avea sens. Nu. Să începem cu tine, Julie. Scurt, condiția scriitorului. Ne-a spus colegul nostru George că mai avem încă 5 minute. Hai să prelungim la 10, să le cerem îngăduința, să atunci putem să vorbim. Să nu intrăm atât de brutal în condiția scriitorului. Avea de făcut o intervenție și doamna Pană. Spunea Julie că i-a simțit dintotdeauna că va fi scriitor. Da, cred că a funcționat și la mine puțin. Ideea este că, apropo de ce spuneai despre școală, da. Ideea este că la toate manifestările pe care le-am făcut, am întâlnit foarte puțin profesori de limba și literatura română din gimnaziu și liceu, da, care să vină și să afle cine sunt scriitorii acestui oraș. De aici pornește să plecăm de la gustul. Microsocietățile de care vorbea exact. Angela. A venit domnul Michievici prea târziu la conducerea Uniunii ca să realizeze acest protocol, pentru că mulți vin din facultatea de filologie de la Ovidius. Pe vremea când mergeam la școală, eu am avut niște profesori care mi-au deschis gustul cititului, m-au făcut să iubesc cărțile, fără niciun protocol între școala mea generală și Uniunea Scriitorilor. Profesorul, învățătorul, este cel care deschide ochii copilului asupra cărților. Și dacă, spuneam de multe ori, dacă profesorul va spune veșnica întrebare, ce a vrut să scrie poetul în versul și nu o să-i citească versul sau să-l lase pe el să-l citească, să-l simtă, vom avea, cum am avut anul ăsta, un Bacovia care săracul va fi făcut arșice într-o lucrare de bacalaureat. Da, din păcate. Din păcate. Ideea este că îmi doresc foarte tare ca la toate manifestările pe care le organizez eu, la care au fost invitați toți membrii Uniunii, au și participat, să văd cât mai mulți profesori, cât mai mulți oameni. Să știți că vin profesoare de matematică la aceste întâlniri și nu profesoare de limba română. Este... Pentru că poezia e un pic matematică, de aceea... Nu știu dacă e matematică, eu n-am fost foarte bună la matematică. Da. Are și ceva rigoare matematică, e adevărat, și o disciplină esențială în meseria asta. Apropo de condiția scriitorului, provocarea lansată de Enache și de ceea ce spunea Zuli că nu-ți poți minți publicul, până cât de sincer trebuie să fie un scriitor? Foarte până sincer. În măduva oaselor, nu poate să trișeze deloc? Sincer, eu nu scriu poezie, de asta de câteodată mi-e foarte greu să merg într-un liceu sau, ca asta spuneai, mergem în licee sau în școli să citim poezie. Trebuie să am mare grijă să aleg ceva care să fie pe înțelesul copiilor, pentru că în poezie nu stai să scriu un poem acum, îl dedic elevilor de clasa a 5-a. Nu, scrii ce trăiești, scrii ce simți prin filtrul tău.
tău și emoția pe care vrei să o transmiți și starea sau trăirile pe care le-ai avut, câteodată nu sunt atât de confortabile la o lectură. Da? Eu nu scriu o poezie confortabilă, de aceea lecturile mele sunt puțin cam puțin mai dure. Dar evenimentele pe care încerc eu să le realizez, tocmai mă gândesc că am avut o încercare, nu știu la ce eveniment, când a venit, cred că Bogdan Ghiu la Constanța, am vrut să punem un afiș la universitate, așa că voi mă puteți ajuta. N-a fost posibil să punem un afiș în universitate, să anunțăm studenții de la litere. De ce? Cine nu l-a lăsat? Ni s-a spus că ne trebuie nu știu câte aprobări de la nu știu câte secretariate și așa mai departe. Nu știu dacă e așa, pentru că foarte multe afișe se pun. A fost un protocol extrem de fastidios vremea fostului rector, prin care, într-adevăr, trebuiau nu știu câte aprobări pentru a putea afișa. A rectorului care? Interimar? Nu interimar. Domnul Epure. Domnul Epure. Am înțeles. Lucrurile au fost complicate când puteau fi simplificate. Bun. Doamna Iulia Pan are perfectă dreptate aici. E absurd să nu poți, adică să nu ai o verigă foarte clară și să poți apela la o persoană, să poți afișa pentru un eveniment cultural un afiș în universitate. Asta e, mi se pare absolut. Suntem la final, cu siguranță ne vom mai întâlni, dar în alte proiecte ale Litoral TV, pentru că spunea și Enache, Caravana Litoral TV este la final. Dar gândim un alt proiect. Da, au fost 40 de ediții timp de un an de zile în care am încercat să vă prezentăm lumile acestea atât de diferite. La Vinia, realitatea județului, au văzut-o oamenii, cred că în aceste 40 de ediții e și adevărat. Au făcut o părere corectă asupra județului Constanța, cu tot ceea ce înseamnă viața aceea de la țară, viața de la oraș, cu toate administrațiile care s-au, eu știu, și-au adus în față proiecte mărinimoase pentru comunitate. Ați văzut și noastră în cele 40 de ediții. Am cunoscut minoritățile și vi le-am prezentat și dumneavoastră în câteva ediții. Am avut și câteva pericluri artistice, teatrul Oleg Danovski. Artiștii, da, teatrul Oleg Danovski, adevărat. Ceea ce ne-am dorit la începutul acestui maraton jurnalistic, cred că am putut să vă aducem în fața dumneavoastră, dar din nou vă spun, toată această pleiadă de cultură, această pleiadă a învățământului, nu se va opri aici, pentru că Litoral TV continuă demersul jurnalistic prin alte proiecte, chiar dacă Caravana Litoral TV se oprește astăzi aici. Bun, rămâneți cu ochii pe noi, din 15 septembrie vă așteptăm cu o grilă nou-nouță. Să aveți o seară cum vă place, la revedere!